încântat de organizarea de la Muntele de Sus? Foarte bine încântat, un teren deosebit pentru ceea ce am jucat până acum. Extraordinar de bine organizați. Mulțumim organizatorilor și doamnei directoare de la Tănacu și primarului de la Munteni. Vă așteptați la un număr așa de mare de participanți? Ne așteptam, da. Anul trecut am avut chiar mai mulți. Ne lipsesc vreo două formații. Echipa din Moldova ne lipsește. Aveam o echipă din Moldova de la U14 și lipsește, au probleme cu gripa. Și ne lipsește echipa de U8 de la Piatra Neamț. Cum vedeți dezvoltarea rugbyului în zona Moldovei, ținând cont că sunteți directorul de dezvoltare pe această zonă? Este o zonă grea, fiecare are lipsuri, fiecare are promisiuni. Din promisiunile cele care le avem, sperăm să facem un întreg și să dezvoltăm rugbyul pe nivel național din partea Moldovei Nord. Mulțumesc mult!